Bună ziua, comănești! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată că după 2 ani de pandemie, bunul Dumnezeu ne-a îngăduit ca astăzi să ne adunăm într-un număr atât de mare aici în fața dumneavoastră pentru a sărbători românește, așa cum știm noi cel mai bine, cei de pe Valea Trotușului. Și cum nu putem începe decât prin imnul nostru cu care ne-am născut, nu uita că ești român. Și aș vrea să fac asta împreună cu dumneavoastră, adică dumneavoastră, împreună cu mine să cântați. Nu uita că ești român. Nu uita că ești român. Că-și colondea la tine-n sat, Popa Ioan te-a botezat și lelea stanca te-a ținut una la sân. Nu uita că ești român, păi nu uita că ești român, că dacă taică tu-i cioban, bunicul tău a fost Traian și te-ai născut în țara asta să fii stăpân. Nu uita că ești român, păi nu uita că ești român, că-și vrednicia ta de viacuri stă înfiptă în ogor și nu o poate smulge un viscol trecător. Nu uita că ești român, păi nu uita că ești român. La mulți ani, românii mei, la mulți ani, comănești! Și am să-i dau cuvântul mai marelui nostru, domnul primar. Mulțumim frumos, Tudor Atomi. Aș zice să dăm drumul la defilarea și prezentarea paradelor, cetelor care sunt prezente astăzi la acest festival, după care o să ținem un cuvânt. Acum au defilat prin fața dumneavoastră ursul din Leorda. Următoarea ceartă, banda lui Bujor de pe Valea Săului și ugurașii din Agăș.
Iată că avem și capra de la Palanca. Capra din comuna Poduri. Așa, cu gălăgie, cu gălăgie. Urmează ursul din Lăloaia, forța Lăloaia. Să precizăm că acest festival este oferit și în direct, live, pe Radio Iași și Kids TV. Și pe Facebook. Ce o leacă mai în dreapta? O să leacă mai în dreapta? Urmează ursul lui Gavrilă din Asău.
reamintesc că avem în față ursului Gavrilă, sau bine cunoscut, tata ursului. Îi așteptăm în față, ursul din Vermești! Reamintesc că avem în față ursul din Vermești. Yeah.
reamintesc că transmitem live și pe radioiași.ro și pe pagina de Facebook a Radio Iași. Vă așteptăm acolo într-un număr cât mai mare pentru a avea posibilitatea de a vedea mult mai bine acest festival. În cazul în care nu se vede bine pentru toată lumea, care nu a prins un loc aici în fața scenei. Sursul din Vermești, vă rugăm să vă continuați deplasarea. Urmează o altă ceată de urs din Vermești, ceata lui Spătaru. Mai cu viață, mai cu viață să intre ceata de urs din Vermești, ceata lui Spătaru. Avem mare rugăminte la dumneavoastră ca să defilați mai repede prin fața noastră, dat faptului fiind că vom întârzia și atunci cu siguranță nu vă vor conveni nici dumneavoastră, nici nouă să ne lungim până la ora 12 de noapte. Cursul se va da pe scenă și nu în fața scenei. Mai cu vlagă, mai cu vlagă, ursul de la Vermești! Thank you.
Azi o capră specială de la Neamț. Amintesc că am avut în fața ansamblu Răzeșii Caracleului, Botești, Cirov, Piatra Neamț. Amintim că acest festival este și în transmisiune directă pe radioiași.ro și pe pagina noastră de Facebook Radio Iași. Avem în față ursul din Șipoteni. Să le mulțumesc capitanilor de cete care cooperează foarte bine cu noi, în sensul că nu stau foarte mult în fața scenei. Este invitat să defileze în fața noastră. Thank you.
Mulțumim tare mult, Ursul din Dofteana. Mulțumim tare mult. Este rugat să intre Ursul din Zăvoi. We'll be right back.
Invităm capra de la Enăchești. Reamintesc că avem în față capra de la Enăchești. Cetele au defilat, așa că îi voi da cuvântul domnului primar. Bună ziua! Doar câteva cuvinte să vă spun și eu de bun venit în orașul nostru. Iată că după 2 ani de pandemie ne revedem cu toții aici, în centrul orașului, pentru a admira, a asista la cel mai frumos spectacol pe care ne-l oferă acest festival de date în Strămoșești. Nu aș vrea să încep prima dată să mulțumesc celor care v-ați sacrificat și ați făcut eforturi să ajungeți aici și vreau să mulțumesc turiștilor străini care au venit anul acesta și nu un număr mic, într-un număr mare și din multe țări. Mulțumesc foarte mult delegației din Japonia, care se află alături de noi, delegației din America, din Elveția, din Polonia, din Spania, din Olanda, din Portugalia și poate că am mai omis și alte persoane. Din Ungaria, din Italia. Deci, vă suntem recunoscători și vă mulțumim pentru efortul depus. Vă dați seama, din Japonia sau din America până aici au parcurs peste 8.000 de kilometri, 10.000 de kilometri să fie prezenți alături de noi la acest festival unic în România și unic în lume. Am făcut chiar o glumă că în România nu mai există niciun festival atât de frumos și de bine, grandios, ca să spunem așa, și putem spune că este nu cel mai grandios din România, nu cel mai frumos din lume, ci chiar din întreaga noastră galaxie. Vreau să vă spun, pe data de 28, de la altă ieri, orașul Comănești a devenit stațiune turistică de interes local. Drept pentru care vă mulțumim tuturor care ați fost și sunteți alături de noi și credem că datorită acestui fapt vom reuși să ne dezvoltăm și mai mult, vom reuși să obținem alte oportunități de a dezvolta orașul Comănești pe fonduri europene. Deja avem cele mai multe fonduri europene atrase pe cap de locuitor, cred că din România. Numai săptămâna trecută și zilele trecute am semnat contracte de peste 32 de milioane de euro, ceea ce înseamnă numai pe izolarea, eficientizarea energetică a blocurilor. Suntem singurii din județul Bacău care am obținut aceste fonduri și bineînțeles că anul viitor veți
putea să observați că toate blocurile din jurul nostru vor fi eficientizate energetic, vor avea o anvelopare și o formă mult mai frumoasă, ceea ce va oferi o altă față a orașului Comănești, dar beneficiul cel mai important este al cetățeanului care se va uita la factura mult redusă la gaze, la curent electric, la energie, la toate astea. Mulțumesc, doamna ministru, secretar de stat de la Ministerul Turismului, că a putut să fie prezentă astăzi la noi, împreună cu toată delegația de la Ministerul Turismului. Mulțumesc domnilor deputați, domnului Mircea Feche, președintele PNL al Organizației Județene a PNL Bacău, doamnei Cătălina Ciofu, doamnei deputat Cătălina Ciofu, domnul subprefect Narcis Gitaru, domnul subprefect Gabi Lupu, prietenul nostru și alături de noi întotdeauna, și mulțumesc tuturor oficialităților, domnului general Florea, mulțumim domnule general, mulțumim tuturor celor care ați putut să participați, Ionuț Iftimoaie, nu în ultimul rând, Ionuț Iftimoaie, care va fi prezent la Survivor și va fi prezent acolo din partea faimoșilor de la Comănești, bineînțeles. Deci unde pot să fie mai mulți faimoși și mai puternici, și îi urăm să aibă succes și să câștige premiul cel mare. Dacă cumva vii fără premiu, anul viitor te ținem aici, la Comănești. Nu vreau să vă mai țin, să dăm drumul la activități, să înceapă festivalul. Vreau să vă anunț pentru mâine seară că vom avea acel foc frumos de artificii. Ne vedem aici, pe aceste scene, la ora 11, unde vom avea un spectacol cu formația Trezaur a orașului Comănești și cu alte formații, și vom putea să ne destindem și să avem o seară de trecut între ani, așa cum se cuvine. Bineînțeles, dacă puteți, luați și o șampanie cu dumneavoastră. Vă urez un spectacol deosebit, vă așteptăm cu mare drag și în alți ani să fiți prezenți alături de noi. Vă invităm să admirați frumusețile orașului. Cineva spunea ce să admire în Comănești când este stațiune turistică și nu avem ce admira. Pentru cei care nu au ce admira, avem niște farmacii și niște cabinete oftalmologice deosebite, cu medici buni, profesioniști, îi putem invita să îi recomandăm niște tratamente, în așa fel încât să poată să vadă, pentru că avem ce vedea cu adevărat, avem frumuseți extraordinare. Nu mai este niciun oraș pe Valea Trotușului sau în județul Bacău, cel puțin, să aibă faleză. Comăneștiu are faleză, oameni buni. Dacă nu vedeți, puteți și prin pipăire să țineți mâna de balustradă așa și vedeți că avem faleză în Comănești. Avem cel mai frumos centru de agrement în orașul Comănești, cu piscine, cu tot ce vreți dumneavoastră. Avem sit arheologic în cartierul Vermești. Avem monumente istorice. Palatul Ghica este singurul palat care a fost monument istoric, care a fost cumpărat, achiziționat de administrația publică locală, de noi, de orașul Comănești. Sunt multe obiective de vizitat. Vom mai construi și vom mai face și alte obiective. Sunt investiții frumoase și mari în orașul Comănești, în dezvoltare, drept pentru care nu pot să promit și țin cuvântul, nu pot să promit că mai rămân mai mult de 10 ani la conducerea primăriei. Dar în cei 10 ani promit că fac tot ceea ce am de realizat pentru orașul nostru. Vă mulțumim frumos, vă așteptăm cu mare drag și să dea Dumnezeu să fim sănătoși cu toții, să nu mai avem de-a face nici cu pandemia, nici cu alte incidente neplăcute, cum se întâmplă pe lângă granițele noastre sau, Doamne ferește, altfel de cutremure sau altfel de evenimente care nu sunt dorite de nimeni. La mulți ani, petrecere frumoasă, sărbători fericite și să ne revedem cei din Comănești, sau nu numai din Comănești, care doriți mâine seara la ora 12, ne vedem aici pe scenă. Mulțumim tare mult! Dragi prieteni, și haideți să începem cea de-a 25-a ediție a festivalului de dat și obiceiuri Comănești, așa cum se cuvine.